Anul acesta avem niște individualități în echipă pe care poți să le vezi doar la televizor. S-a făcut diferența. Important este să reușim să clădim o echipă adevărată, pentru că cu așa multe individualități uneori pot să apară niște probleme. Campionat cu siguranță va fi, fără să mă arunc în declarații. Acum nu știu cum se va termina până la sfârșit, dar eu zic că anul acesta nu avem voie să facem pași greșiți și în campionat trebuie să defilăm. Din nou ne concentrăm în cupele europene, în care anul ăsta sunt sigur că vom avea șanse mult mai mari. Da, vă dați seama, e o mândrie și sărbătoarea basketbolistică a României de a primi asemenea nume greu din Europa de Est. Partizan Belgrad este o echipă ce a câștigat ultimele 13 sezoane în campionatul Serbiei și nu numai, a reprezentat cu succes în Euroligă clubul ultimii 10 ani. Nu e de... Și acești copii care au evoluat astăzi sunt copii de mare, mare calitate și mare viitor. O să auzim cu siguranță peste câțiva ani mai mulți dintre cei care au evoluat în această seară. Da, despre ASESOP ce ne poți spune? Este pregătită ASESOP de lupta pe mai multe fronturi? Încet, încet avem tendința de a urca către nivelul maxim, de aia ne și pregătim împotriva unor combatante de seamă care la rândul lor își reprezintă țara și clubul în competiții supreme, ca să spun așa, Euroliga, Steaua Roșie, care am jucat și acum Partizan în Eurocup, probabil putem pica și cu ei în grupă, deci nu e nicio surpriză și de aceea vrem să ne antrenăm pentru ceea ce vom face noi. De aia. Va fi ASESOP-ul ca Statele Unite la campionatul mondial? Știu că pe alocuri așa seamănă, însă drumul e lung și ca să ții o formă ridicată de nivel sportiv și o coeziune, un timing bun între jucători, încă trebuie lucrat. Levin a spus că favorita lui la campionatul mondial a fost scoasă din competiție, Spania. Favorita ta care este? Păi favorita mea, ce pot să zic? Să fiu un pic Partizan, așa, ca să fim în trend cu această seară și o să țin cu Serbia. Sunt niște copii minunați, mulți au contestat că sunt acolo, însă ei și-au demonstrat valoarea de la joc la joc și uitați-vă că sunt în semifinală și cine știe, poate și finală. Hai să fim serioși. Deci foarte frumos când a venit Partizanul aici, foarte frumos că am câștigat, dar asta nu e imagine adevărată. Sunt niște copii, copii buni. Deci, nu știu câtă prezentare, dar... Nu contează, fiecare an e, începem de la zero și nu am uitat ce s-a întâmplat. Deci nu e,
Acum, alte ambiții, alte, din nou, foame de victorii, de title și așa mai departe. Fostul ca Statele Unite la Mondial? Nu vreau să fac comparații, dar Statele Unite, să știi că finală joacă cu Serbia și pierde. Așa, și eu, știi ce fac cu toți americanii ăștia mii? Păi un an de zile nu o să naiba, pa. Deci dacă